Ferească Dumnezeu! Ați văzut-o? E nebună aia pe aici? Că m-a zăpăcit. Frate, fratele meu, tipă de când am venit, m-a omorât! M-a omorât, îmi țiu urechile pe cuvântul meu de onoare. Nu mai știu ce să fac. Măcar bine că aici e liniște, e altceva, poate nici nu dă de mine, nici nu le-am spus unde mă duc, stau și-o liniștit. Ce să fac? N-am, măcar puțină liniște, bă, asta vreau, puțină liniște că e concediu. Te relaxezi! Nici o problemă, Romica, nici o problemă. Relaxează-te, tată, relaxează-te cum te-ai relaxat și azi noapte. Oricât am încercat. Gata, m-am săturat, e clar, m-am săturat. Te-ai săturat? Bă, Paula, bă, tu ai nebunit la cap. Vreau și eu puțină liniște, mă. Puțină liniște. Ai venit și ai sărit pe mine aici. Zici că mi-am luat Doberman. Ai înțeles? Doberman zici că mi-am luat. Deci, nu-ți mai place de mine? Dar nu-i nimic, Romică. Lasă că are cine să se uite. Are balta pește. Ca uită-te un pic. Sirenă sunt, nu alta, tati, da? Sirenă de tren, Paula, aia ești, nu, jur, sirenă. Eu m-am săturat, să știi că mă duc, o să stau cu mama de acum. Da, foarte bine, în sfârșit, o veste bună. Du-te și fă-ți bagajul, hai. Da, de ce să-mi fac bagajul, dragă? Lasă că o să ajungă mama aici și o să vezi tu. Unde să ajungă? Aici, unde vrei să ajungă? Eu credeam că ajunge la cimitir, la, ce scuze, la... Paula... Să nu spui că ai chemat-o pe maică-ta aici. Normal, dar nu era să mă duc eu acolo. Păi, stai-mă puțin, că nu e normal așa ceva. Normal și firesc este momentul când te ceri cu bărbatul, îți iei bagajul, te duci la maică-ta o perioadă ca să te răcorești, nu? Ei, lasă că de data asta o să vină mămica aici și te răcorește ea pe tine, hai să vezi. Paula, Paula, iubita mea, scumpa mea, dragostea mea, hai să ne gândim un pic, hai să analizăm un pic lucrurile. Și în primul rând, maică-ta nu poate să vină aici pentru că are problema aia, știi tu, nu? Ce problemă, dragoste? Ce problemă? Sfore, Paula! Sfore ca un zimbru, Paula! Nu ți-mi minte ultimul concediu când am dormit la hotel? A sforăit de-au căzut tablourile de pe pereți, Paula! E, nu-i nimic, a decimat și familiile, păi, dar ce mai contează? Să știi că asta, Romica, o să fie ultima ta problemă. Da, mă, asta, ultima mea problemă. Paula, îți dau cuvântul meu de onoare că mă schimb. Dar poți să te schimbi, Romica, poți să faci ce vrei din partea mea, poți să faci și un duș, că mămica tot o să vină. Bun, bravo. Vine mă ta, vine mama, vine mămica, așa. Unde doarme? Păi, o să doarmă cu noi în pat. Cu noi în pat? Da. Va trebui să mă duc la hotel să întreb dacă are casco. Cine să aibă casco, mămica? Ei, mămica, patul, Paula, că dacă să suie în pat... Îi dă daună totală, ascultă-mă pe mine. Te rog frumos să nu vorbești așa de mămica. Că dacă nu ne dădeai bani, și acum mâncai pufuleți. Dacă tot nu m-ai dus la Dubai, măcar să aibă și eu un concediu frumos și să am și o parte de puțină liniște. Liniște? Da? Liniște, mă, asta, mămica, nu ai liniște, nu face. Doamne, Dumnezeule, ce mă fac eu cu amândouă pe cap? Ce mă fac? Trebuia să te gândești la asta înainte. Da, m-am gândit, dar făceam pușcărie. Paula, iubita mea, dragostea mea, iartă-mă. Uite, cere-mi orice vrei tu, nu mai las-o pe măta, pe mămica acasă. Orice? Orice! Cere-mă de nevastă. Uite acum. Auzi, la ce oră ziceai că vine mămica cu trenul? Deci, prefer să vină mama? Dar nu, prefer să mă spânzuri mai bine, Paula, dacă mă întreb. Nu, e, lasă, că o să vină mămica în 2 ore și ai să vezi tu ce pățești. 2 ore? Da. Am plecat. Ce faci, dragă? Ce? Unde te duci? Mă duc în gară să o primesc, să o strâng în brațe. Serios? Da, serios. Și vreau să o strâng așa de tare, Paula, poate dă Dumnezeu și nu mai respiră. Măi, nenorocitule! Mă, nenorocitule! Nu cumva să-i faci rău lui mămica, că datorită ei exist eu. Da? Dă-i tocmai de asta, că există și o pedeapsă pentru lucrul ăsta, că există, Paula, cu măta, că cu mămica. Să nu vină mămica!